Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă săptămână, o zi frumoasă de noiembrie, sperăm să fie și o săptămână bună și productivă din punctul de vedere al activității primăriei municipiului Roman, cât și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Începând cu această săptămână, din data de 23 noiembrie, de la orele 13 vom iniția procedurile de eliberare a parcării de la Colegiul Național Roman Vodă pentru a putea preda pe data de 24 amplasamentul către firma care se ocupă de organizarea evenimentelor prilejuite de sărbătoarea Crăciunului și amenajarea patinoarului, astfel încât într-o perioadă imediat ulterioară să venim cu detalii legate de organizarea acestor manifestări. De asemenea, dacă tot vorbim de poliția locală, aș dori să vă comunic că în acest weekend a depistat în trafic un minor care în noaptea de sâmbătă spre duminică a sustras un autoturist de pe raza orașului Târgu Neamț și acesta a fost identificat în trafic și prins de către poliția locală, fiind ulterior predat Poliției Naționale pentru continuarea cercetărilor. De asemenea, dacă tot discutăm de activitatea poliției locale, le-am transmis ca în perioada următoare să supravegheze mai multe zone de pe raza municipiului Roman, acolo unde se depozitează deșeuri în zone interzise. O problemă pe care o avem din punct de vedere legislativ se referă la faptul că amenziile sunt destul de mici, chiar dacă noi prin hotărâri de Consiliu Local și cred că la următoarea ședință vom mai umbla la aceste amenzi, tocmai în ideea de a descuraja aceste acțiuni antisociale și care contravin normelor de conviețuire într-o comunitate. Din păcate însă, din punct de vedere legislativ, se prevede că obligația de plată sau posibilitatea de plată în termen de 48 de ore a jumătate din minimul acelei sancțiuni prevăzute prin lege. Și sancțiunea minimă e de 100 de lei, jumătate din minim 50 de lei. Ceea ce nu e deloc descurajator pentru cei care nu înțeleg că trebuie să ne comportăm cum se cuvine față de municipiul Roman și față de mediul înconjurător, pentru că până la urmă aceste deșeuri nu fac altceva decât să provoace pe lângă daune mediului și un aspect vizual neplăcut. Oricum vom continua aceste acțiuni de monitorizare a acestor zone și mai mult decât atât îi vom sili să aducă terenul la starea inițială și vom urmări îndeplinirea acestei măsuri și de asemenea dacă vom identifica și proprietari privați de teren care au pe suprafețele lor de teren astfel de deșeuri, îi vom notifica pentru eliminarea acestora. În ceea ce privește activitățile pe partea de lucrări, continuă strada Eternității cu trotuarul de pe partea dreaptă, dinspre case. S-a ajuns sâmbătă în zona străzii Martir Horia, urmează și ultimul tronson pentru a finaliza acest obiectiv de investiții. Și de asemenea, așa cum vă anunțam de la ultima conferință, s-a semnat contractul pentru asfaltarea și reparațiile capitale a acelor străzi din cartierul Nicolae Bălcescu.
iar de miercuri firma câștigătoare va intra efectiv la lucru pe strada Tinosului, segmentul cuprins între Bogdan Dragoș și strada Mărului, urmând ca în această toamnă să se realizeze partea de trotuare, de șansuri, canale de scurgere și ulterior în primăvară să intrăm cu partea de asfaltare și bineînțeles cu celelalte străzi din zonă. În ceea ce privește iluminatul ornamental pentru sărbători, suntem în continuare în plină activitate cu aceste montaje de figurine. Am montat până în momentul de față 442 de figurine dintr-un total de 540, urmând ca până la sfârșitul acestui săptămâni să finalizăm montajul acestor figurine. Din păcate, în continuare, nacela cu care efectuăm lucrările, având în vedere și vechimea foarte mare a acesteia, ne dă ceva bătăi de cap. Vom încerca în această săptămână, astăzi de fapt, vom încerca să găsim o soluție pentru repararea acesteia, dacă nu, să căutăm o soluție alternativă, însă cel mai probabil pentru anul viitor va trebui să ne gândim să o înlocuim, pentru că este un utilaj cu care realizăm foarte multe lucrări, intervenții la iluminatul public, și e un utilaj indispensabil pentru Primăria Municipiului Roman. Și dacă tot vorbim de iluminatul public, am avut un control de la ANRSC prin care ni s-a adus la cunoștință faptul că serviciul de iluminat public trebuie să devină un serviciu cu personalitate juridică în subordinea primăriei, un lucru care nu ne bucură absolut deloc, întrucât știți foarte bine că o nouă entitate generează din nou costuri salariale, trebuind să fie organizat cu toate activitățile din subordine, contabilitate, achiziții și așa mai departe, ceea ce înseamnă din nou angajări de personal sau relocarea unor persoane din primărie. Vom lua o decizie în zilele următoare. Ne apropiem de începerea transportului public local pe traseele 2 și 3 din municipiul Roman. La începutul lunii viitoare va demara și această activitate din ultimele discuții pe care le-am avut cu operatorul. Însă până atunci vom monta miercuri o primă stație de autobuz pe care am realizat-o la noi la platformă. O vom amplasa în zona spațiilor comerciale de pe strada, de pe Bulevardul Republicii, mai jos de liceul Vasile Sav. Am turnat deja platforma și miercuri urmează să o amplasăm și sigur mai departe, în măsura în care la platforma Direcției pentru Servicii Edilitare va exista timpul fizic necesar, încetul cu încetul, în fiecare an, să construim un număr de astfel de stații de autobuz și să devină un serviciu funcțional. Dacă tot vorbim de Direcția pentru Servicii Edilitare, mi-a fost adus la cunoștință un lucru mai puțin plăcut. În mai multe zone, unele dintre ele le pot considera chiar centrale, strada Tineretului, strada Anton Pan, au avut loc mai multe distrugeri ale mobilierului urban. Este vorba despre coșuri de gunoi și bănci din fontă. Am dispus de asemenea poliției locale să intensifice patrulele în aceste zone pentru identificarea celor vinovați pentru aceste distrugeri și de asemenea le-am dispus să ia legătura și cu cei care tranzacționează deșeuri, astfel încât să descurajăm pe cât posibil comercializarea acestor elemente din fontă și nu numai.
de pe raza municipiului Roman. Aici, dacă vreți, aș face o completare și cred eu că ar fi foarte util și ne vom implica cât mai rapid în crearea acelei aplicații prin care să se aducă la cunoștință a primăriei municipiului Roman orice activități de pe raza municipiului Roman sau orice probleme de pe raza municipiului Roman, plecând de la aceste distrugeri de mobilier urban până la apariția unor avarii, fie că vorbim de rețele de apă, de infrastructura rutieră, de trotuare și așa mai departe, pentru că îmi doresc ca aceste probleme care sunt să fie comunicate cât mai repede primăriei municipiului Roman pentru a putea remedia astfel de probleme și, sigur, atunci când se întâmplă și fapte antisociale, să putem să intervenim cât mai rapid. Întrucât tot timpul am spus că faptul că postez într-un grup undeva pe o rețea de socializare nu ajută cu absolut nimic. Cineva din primărie poate să vadă sau poate să nu vadă. Însă, printr-o aplicație, mi se pare un contact mult mai direct cu cetățeanul și în relația cetățean-primărie, astfel încât primăria să poată interveni cât mai rapid pentru remedierea problemelor semnalate. În ceea ce privește activitatea Direcției de Asistență Socială, astăzi este ultima zi de depunere a dosarelor pentru subvenție la luna noiembrie, subvenție la încălzire. Persoanele care nu vor reuși să se încadreze în acest termen vor avea posibilitatea ca să depună aceste dosare pentru luna decembrie de acum. Și de asemenea, în adăpostul de la Casa Speranței avem un număr de 5 persoane, însă în condițiile în care temperaturile vor scădea, cu siguranță numărul acestora va crește. Așa cum am anunțat și pe pagina mea de socializare, la sfârșitul săptămânii trecute am participat la București, la cea de-a 10-a ediție a Conferinței Internaționale Inovație și Calitate în Sectorul Public, o conferință organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și unde Primăria Municipiului Roman a obținut premiul 2 pentru proiectul Romașcanii Salvează Vieți. Și aici vreau să le mulțumesc pe de o parte și romașcanilor care s-au implicat, cât și dumneavoastră mass media care ați promovat acest proiect și cu sprijinul dumneavoastră am reușit să creștem numărul participanților la acest proiect. În 2016, dacă vorbeam de 207 de persoane, în 2017 am ajuns la 315 donatori și ne dorim să continuăm pe viitor acest proiect, astfel încât numărul romașcanilor care se vor implica să fie și mai mare și să conștientizăm cu toții că problema aceasta a lipsei sângelui este o problemă cu care se confruntă foarte mulți bolnavi și cu care se confruntă sistemul de sănătate în ansamblul său și trebuie cu toții, inclusiv prin puterea exemplului și vă anunț public că atunci când voi avea timp și vor trece cele 6 luni de la ultima donare voi dona din nou sânge, pentru că până la urmă este, pe lângă un gest de binefacere, este și foarte sănătos pentru organism. Așa cum bine știți, în cadrul acestui proiect, pe lângă beneficiile prevăzute de lege, Primăria Municipiului Roman a suplimentat cu acele etichete de acces 3 intrări în strandul municipal și vom continua, așa cum vă spuneam, și pe viitor acest proiect, tocmai în acest spirit de a determina cât mai multe persoane să doneze sânge. Și dacă tot am vorbit despre
sărbătorile care ne bat în ușă și care se apropie, vreau să vă reamintesc că, așa cum am promis mai de mult, am preferat să nu facem prea multe spectacole, să facem doar unul singur în noaptea de Revelion, dar să aducem artiști de renume și care să bucure romașcanii cu prezența lor. Iar în acest an ne propunem ca seara de Revelion sau spectacolul de Revelion, mai bine spus, să înceapă în jurul orelor 22 cu un spectacol de muzică populară, al cărui cap de afiș va fi Margareta Clipa, și ulterior va intra pe scenă WhatsApp, iar după focurile de artificii Ruby. Credem noi că sunt artiști cunoscuți la nivel național, sunt pe gustul romașcanilor și cred eu că pot satisface toate gusturile celor care vor veni în piața Roman-Vodă, acolo unde vom desfășura acest concert. O problemă deosebită în acest an o reprezintă faptul că mai multe formații de muzică deja din luna august au semnat contracte cu lanțurile hoteliere și pe sume destul de generoase, așa cum bine știți, în noaptea de Revelion tarifele practic se dublează și sunt foarte multe trupe care deja și-au luat angajamente, așa cum vă spuneam, în lanțurile hoteliere și mai mult decât atât, la nivelul Bucureștiului în acest an se vor organiza revelioane în toate cele 6 sectoare, plus și Primăria Generală va organiza un revelion practic. Vorbim de 7 revelioane. Artiștii din București vor prefera să stea în București și să se plimbe între cele 7 spectacole și vă dați seama că fiecare se gândește până la urmă la propriul buzunar. Însă, cred eu că prin ceea ce am reușit să aducem, putem avea o seară de Revelion, trecerea dintre ani, cât mai frumoasă și să ne bucurăm împreună de acest spectacol și, bineînțeles, de focul de artificii. Așa cum am început conferința de presă cu discuțiile legate de zile de 1 decembrie. Vom încheia conferința, în ceea ce privește expunerea mea, tot cu manifestările prilejuite de ziua de 1 decembrie. În aceste zile vom definitiva acest program al manifestărilor de 1 decembrie și până la sfârșitul săptămânii vom informa cetățenii municipiului Roman prin intermediul dumneavoastră, al mass mediei, dar și prin intermediul rețelelor de socializare cu privire la programul pe care îl gândim pentru acest an, pentru că pe lângă nota de solemnitate pe care trebuie să o dăm acestui eveniment, vrem să creăm cu adevărat o zi de sărbătoare în care să ne bucurăm cu toții de Ziua Națională a României și, de ce nu, chiar și de ziua premergătoare de Sfântul Andrei, care este până la urmă și Sfântul Protector al României. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Încep cu două constatări. Prima este că azi dumneavoastră am observat că pe Roman Vest au sărit primele bucăți de asfalt. Roman Vest? Da. Pe ocolitoarea Roman Vest. Bucata asfaltată de Inrom, deci primele bucăți de asfalt au sărit. A doua constatare este că anunțată toleranță zero e cam zero. Vineri, undeva pe la ora 9:30 de minute, am numărat 12 mașini parcate. De la hotel până la primărie, 12 mașini parcate pe banda 1. Da, eu vreau să... Pare că situația chiar s-a agravat față de cum... Iar înainte, acum, probabil, datorită că a crescut numărul de mașini, dar mă gândesc dacă a crescut numărul de mașini,
trebuie să luate niște măsuri. Da, eu pot să vă spun următorul lucru și acest lucru îl puteți obține oricând de la noi, să vedeți că de la săptămână la săptămână numărul sancțiunilor aplicate de poliția locală este în creștere. Sigur, pe de altă parte, trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că numărul polițiștilor locali este același. Noi nu putem nici să angajăm mai mulți polițiști locali, cu ei trebuie să ne facem treaba și încercăm pe cât posibil să disciplinăm șoferii în trafic. Sigur că pot exista momente când astfel de abateri să se mai întâmple, însă mesajul pe care eu l-am dat a fost foarte clar în sensul sancționării tuturor persoanelor care parchează ilegal. Pe de altă parte, o problemă deosebită pe care o avem o reprezintă legislația care nu ajută în momentul de față poliția locală să aplice toate tipurile de sancțiuni. În acest sens, noi la Asociația Municipiilor de România am făcut un proiect de hotărâre de guvern prin care să modificăm legea circulației publice astfel încât și polițistul local să poată aplica amenzi și sancțiuni la legea circulației publice, astfel încât pe lângă sancțiunea financiară să putem și cu sancțiunea administrativă, aceea de a lua puncte pentru abaterea constatată. Și sigur, atunci vom avea și mai multe pârghii în acest sens. Până atunci însă, așa cum vă spuneam, amenzile pe care le poate aplica poliția locală sunt foarte reduse, pentru că pârghiile în momentul de față sunt doar pentru parcările ilegale prevăzute prin hotărârile de Consiliul Local. Sancțiunile pentru parcările pe drumurile publice le aplică doar Poliția Națională. Noi încercăm pe cât posibil să colaborăm cu cei de la Poliția Națională, chiar în momentul în care constatăm autoturisme care sunt parcate ilegal, facem comunicări cu Poliția Națională, ei fiind singuri în măsură să ceară informații legate de circulația pe drumul public. Ați spus că trebuie să creați o entitate juridică specializată pe serviciul de iluminat public. În momentul ăsta o parte din curentul consumat vine de la microhidrocentrală cumva prin compensare. Da, dar nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Nu. Nu are absolut nicio legătură. Zona în care au spus că au fost distrugeri nu. Legat de aplicația care spuneți că o veți crea. Da, am vorbit cu colegii de la informatic și avem și o disponibilitate din partea unei firme private de a ne pune la dispoziție cu titlu gratuit acest soft. Urmează în cursul acestei săptămâni să iau legătura. E vorba de o persoană din Roman care lucrează pentru o firmă cu un astfel de profil și a exprimat disponibilitatea de a ajuta Primăria Municipiului Român. Știu că astfel de aplicații mai există, chiar există o asociație care se numește Civic Alert, au o aplicație care se numește Civic Alert, au call center, au, mă gândesc, nu, poate mai ieftin. Va fi gratuită. Deci vă dați seama că dacă o creăm noi, e cu titlu gratuit. Suportul tehnic îl vom avea și din partea acestei firme specializate. Ideea, v-am spus pe mine, în momentul de față și noi am avea acel număr gratuit disponibil din orice rețea. Dar ați văzut că nu toată lumea sună la acel număr 023394, deși de când am preluat acest mandat, știți foarte bine că poate de multe ori obsesiv l-am repetat, tocmai în ideea de a-i conștientiza pe cetățeni că au o posibilitate de a transmite autorității publice locale problemele care apar pe raza municipiului, însă cred eu că prin această aplicație, așa cum romașcanii pot posta pe o rețea de socializare, la fel de bine prin această aplicație o pot trimite și către Primăria Municipiului Român. Eu n-aș avea o problemă, dar să o transmită și Primăriei Municipiului Român, că ulterior vor să o facă și pe rețea. Și ultima chestiune legată de CSM Roman, la ultimul meci al echipei de fotbal, la ieșire, o parte din jucători au strigat pe tribuna oficială, dați banii la băieți. Da, eu știu că e o practică mai veche, nu e doar din anul 2017 și înainte când mergeam cu ei în deplasare era hitul lor,
În momentul de față nu sunt întârzieri deosebite în ceea ce privește plata. Sunt acceptabile. Mulțumesc. Da, domnule primar, mai mult observație. După ce s-a redeschis bazinul de mă, am constatat pe că se creează undeva în jurul orei 19, nu, mai trebuie să vă zic atât. Segmentul orar 18-19 este cel mai aglomerat. Atât de aglomerat cu copii, încât de multe ori instructorii ies și spun doamnelor de la recepție, nu mai vindeți pentru agrement. Probabil știți că sunt câteva grupuri de copii din mediul rural care sunt aduși, foarte bine că sunt aduși. Dar poate regândiți cumva sistemul pe anumite segmente orare, pe vârste, și am să vă dau un exemplu, să vă spun de ce. Un copil care are deja un an, doi ani de not, nu poți să-l duci de la ora 4:30, că atunci e pentru începători, iar instructorul nu se poate ocupa nici de începători, nici de cel mai avansat. Dar dacă îl duci de la ora 19, la ora 18, se suprapune cu cei care vin la agrement. Vreau să vă spun că este dezastru și creează nemulțumiri. Mai întrebați doamne de la recepție cum țipă, urlă la propriu după chei. Cum ai venit la vestiară, ți-a cheia, eu dă celuilalt un alt, tu nu te poți schimba că vine să te îmbraci să pleci. Pentru că vine celălalt care se desfracă să intre. Adică, probabil, nu știu, poate mai angajați un instructor acolo sau nu știu, da, o problema e, părerea mea, nu de instructor, ci e problema efectiv aceea e de orar, adică capacitatea până la urmă a bazinului și a vestiarilor este aceeași. Atunci trebuie să regândim. Pot, voi... Observați, okay. Puteți să regândiți, să luați în calcul cumva pe segmentul orar pentru începători, pentru avansați, pentru... Întrucât și eu și copiii mei practicăm acest sport și mergem acolo, voi încerca să găsesc o soluție. Aveți perfectă dreptate. De multe ori copiii ies afară, n-au timp să se usuce din cauza celor care vin. Doar atât. Ok. Mulțumesc. Are doamna Floara. Mulțumesc. Vă mulțumesc, da. Pentru fiecare jurnalist, cu fiecare lucru, spuneți-mi, domnule primar, dacă primăria Romanii este capabilă ca de la 1 ianuarie să aplice legea salarizării în munce și dacă în acest sens, că aici s-a dat vină autorităților publice locale, să stabilească o anumită grilă de salarizare în funcție de veniturile pe care le are. Dacă ați făcut negocieri cu sindicatele, pentru că dați-mi voie să constat că acest sindicat care funcționează la nivelul, spuneam și iar de dimineață, este formal. Deci oamenii atât se rezumă la strângi cotizațiile fără să aibă organizat grupe sindicale, să discute cu oamenii, să vadă ce probleme sunt în fiecare secție în parte. Și mă interesează dacă ați negociat cu ei și dacă veți putea, aveți capacitatea financiară de a asigura noile salarii pe care în legea salarizării publice. Da. Așa cum bine știți, în luna august, dacă nu mă înșel, sau în iulie, mai bine spus, am aprobat noua grilă de salarii, grilă care a intrat în vigoare cu luna octombrie. O grilă asumată atât de sindicat, cât și de conducerea primăriei municipiului Roman. Pot să vă spun că la acele discuții, cred că din partea salariaților au fost undeva un număr de 10 persoane, plus reprezentanți de la celelalte entități cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. Deci nu a fost doar o discuție formală, ci a fost doar chiar o discuție constructivă, acolo unde fiecare dintre părți a venit cu argumentele potrivite și a rezultat o grilă de salarizare asumată de toată lumea, care în momentul de față este deja în plată. Sigur că în luna iulie, când am făcut noi vorbire de această grilă, așa cum existau proiecțiile, erau o lege care putea fi asumată de către Primăria Municipiului Roman,
ne luând în calcul însă faptul că guvernul, printr-o ordonanță de urgență, a venit și a schimbat total regulile jocului, subfinanțând practic toate primăriile din România, pentru că nu e cazul doar al primăriei municipiului Roman. Și eu chiar am stat de vorbă cu câțiva colegi primari de municipii și chiar municipii reședință de județ. Mulți dintre ei au ajuns la concluzia că salvarea trebuie să vină dintr-o majorare de taxe și impozite. Eu am spus că mie nu mi se pare corect ca cetățenii municipiului Roman să plătească mai mult pentru o serie de decizii greșite ale guvernului, plus faptul că o majorare de taxe și impozite nu înseamnă neapărat încasări mai mari la bugetul local, pentru că există riscul ca cetățenii sub povara atâtor impozite pe care le plătesc astăzi și a unor posibile scăderi de salarii prin aplicarea transferului contribuțiilor către salariați să rămână cu bani mai puțini. Vedeți foarte bine că și prețul la combustibil a crescut foarte mult și la energie electrică și la gaze naturale și atunci au crescut foarte mult și cheltuielile. Deci vă spuneam că o majorare de taxe și impozite nu rezolvă pe fond o problemă și chiar există riscul de a nu încasa nici măcar la nivelul anului trecut. În continuare, eu margez pe ideea că guvernul trebuie să vină cu o formulă clară de compensare a acestor pierderi pe care primăriile le au. Probabil la prima ședință de comitet director al Asociației Municipiilor vom relua această discuție și vom începe negocieri cu guvernul tocmai în această idee de a ni se compensa pierderile pe care le avem. Mai departe, sigur că vom aștepta legea bugetului de stat pentru anul 2018, ulterior cotele care ni se comunică de către Direcția Generală a Finanțelor Publice și în funcție de aceste sume vom începe fundamentarea bugetului pentru anul viitor. Păi, și dacă plecați pentru transparentizarea totală a salariilor din primărie, intenționați să publicați o gândire nu pe oameni, ci serviciu... Păi nu, doamna Flor, există. E anexă la hotărârea de Consiliu, este exact acea grilă. Exact cu sume. Deci nu există absolut nimic. Noi ce am făcut practic prin această lege a salarizării unitare și... Până la urmă, de ce a fost bine că a fost lăsat la îndemâna autorităților publice locale, în sensul în care am reușit să eliminăm niște dezechilibre care existau, pentru că am avut situații în care poate un inspector debutant intra cu un salariu aproximativ egal cu unui inspector cu o vechime foarte mare. Și atunci toate aceste inechități noi le-am reglat. Dar haideți un pic pentru transparentizare, că a spus că este anexă la hotărâre. Da. Și unde? Și cum? Da. Așa. Pe o lângă organigramă publicați nivelul salariilor din fiecare compartiment. Și spuneți-ne acum organigramă pe ultimele în care au făcut cât salariați sunt în primărie. Păi, dacă cu tot cu servicii. Deci, dacă discutăm și de instituțiile de subordine sau doar de cele din aparatul propriu? Deci, tot ce înseamnă plată din bugetul local, că de aici la asta ne rezumăm. Am înțeles. Și valoarea învelopei salariale de la zi, acum, când trebuie să plătiți. Am înțeles. O să vă facem o informare cu sumele precise și cu numărul total al salariaților. Termină lucrările în oraș. Puteți să ne spuneți concret la ora asta unde se mai lucrează
ce șantiere mai aveți deschise, până când mergeți cu plombări sau ce mai sunt? Cu plombările vom merge tot sezonul rece. Avem deja achiziționate 10 tone de material RRD cu care va trebui să intervenim în această perioadă. Și eu, din ce am urmărit prognoza meteo, spre finalul săptămânii se anunță din nou temperaturi și vreme bună. Atâta timp cât timpul ne va permite, noi vom continua cu toate lucrările pe care ne le-am propus în acest an. Inclusiv strada Eternității, giratoriul Nord, ce mai avem? Intrăm aici pe lucrările de pe Tinosului, mai lucrăm la un acoperiș, probabil vom interveni un acoperiș de la Vasile Sav la un cămin. Am realizat și s-a finalizat acoperișul de la Direcția de Asistență Socială. Acolo unde e cazul, se lucrează la grădinița 6 de pe Roman Vodă, la acoperiș. Acolo unde ne permite timpul și unde avem necesități și în funcție de fondurile alocate, vom face lucrări până târziu în toamna aceasta, când ne permite vreme. Din păcate, asociațiile de proprietari nu au răspuns adreselor noastre, vom face o revenire către ei. Probabil va urma după această a doua solicitare și o astfel de acțiune. Deci nu avem idee acum cât avem și cât legale. În momentul de față, nu. Spuneți-mi măsura, tot așa o constatare legată, dar a fost independent de întrebarea pusă de colegii mei cu partea. În zona școlii numărul 1 există acolo în curtea dintre terenul de sport o pescărie. Acolo vine o mașină dimineața când aprovizionează. Acea mașină blochează în totalitate trecerea de pieton și deja devine foarte periculoasă. Da. Zonă fiind e ceea ce vă spuneam și mai devreme și o mai spun încă o dată ca să se înțeleagă. Atribuțiile în ceea ce privește circulația pe drumurile publice în momentul de față nu sunt în sarcina poliției locale, sunt în sarcina poliției rutiere, singurul organism competent să aplice amenzi în acest moment, în acest sens. Facem eforturi prin intermediul Asociației Municipiilor din România să modificăm legea în sensul acordării acestei posibilități și poliției locale. Păi, rugămintea mea e în felul următor. În momentul în care dumneavoastră sesizați acest lucru, dați prin telefon la 112 că e o mașină parcată ilegal și va veni un echipaj la poliția rutieră și va aplica... Nu cred că ar trebui cineva în birou comercial să treacă, faptul că v-am anunțat în conferința de presă, să treacă, să discute cu agentul economic de acolo și spun, domnule, nu mai permite mașinilor care vin și fac aprovizionarea să parcheze, să blocheze trecerea de pietoni în zona unui școli. Vom proceda și în acest sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Spuneți-ne, cum se stă cu achiziționarea acelui fond casor pentru de care vorbeați? În momentul de față ne aflăm într-o procedură de evaluare pentru acea stație de compost. În momentul în care vom avea aprobare pentru stația de compost, ulterior, subsecvențial, va veni și achiziționarea acelui fond casor. Ele, în mod normal, în momentul în care, dacă se realizează lucrări cu autorizație de construire în cadrul acelor imobile, au obligația de a elimina aceste deșeuri de proveniență din materiale de construcții. Se reducă unde? Da. Păi, au obligație. Știu, Romașcan, da. Unde
prin intermediul operatorului de salubritate, acesta găsește soluții. Sigur că noi, ca și autoritate publică locală, ne dorim, și e o idee pe care știți foarte bine că mi-o doresc implementată, însă în momentul de față nu avem nici resursele financiare și nici soluțiile tehnice pentru realizarea acestui concasor. Însă, într-adevăr, când vom avea toate aceste resurse la îndemână, odată cu autorizația de construire, va exista și o obligație de închiriere a unui container specializat pentru depunerea deșeurilor și prin intermediul operatorului de salubritate se vor ridica acestea și duse către o stație care are acest subiect de activitate. Și tot aici, apare de plările astea din construcție, de obicei, persoana care își face curat un apartament și face, nu poate un singur răspăială, ci reparații capitale într-un apartament, schimbă și mobil, face tot tehnic, așa, sunt foarte multe din această zonă blocate de mobila scoasă, veche scoasă acolo. Deci operatorul de salubritate ar trebui să comunice asociațiilor de proprietari și să facă un soi de regulament, adică fișeze undeva la aceste asociații, spun, domne, partea de construcții o depolitez acolo, partea de electronice o dai când poate să stea omul până se face așa o dată pe anul cea no, dacă ne referim pe partea electrică, pot să vă spun că Rorecu are și chiar voi mediatiza acest lucru pentru că am purtat discuții la sfârșitul săptămânii trecute, are un infoline prin care poate fi solicitat și în afara acelui program centralizat, poate fi solicitat pentru recuperarea acestor materiale. Dar n-a venit niciodată. Nu. Dar s-au mâncat de comunicat prin asta și spune-ne, ia de legat asociațiile de proprietari atunci când lege și tot un soi de regulament care trebuie afișat. Da, dar dumneavoastră trebuie să mai înțelegeți un lucru. E un principiu foarte clar care spune că poluatorul plătește sau producătorul de deșeuri trebuie să plătească. În momentul în care cineva are astfel de deșeuri, ia legătura cu operatorul de salubritate și acesta poate veni să le ridice. E o relație contractuală între două persoane juridice independente, e vorba de operatorul de salubritate și asociația de proprietari și ei trebuie să-și rezolve aceste probleme. Sigur că și noi îi putem ajuta și îi putem sprijini, însă e o relație contractuală între două părți. Vă mulțumesc! Păi să așteptăm prima dată să fie o rectificare bugetară care să privească și unde... Am spus prin premier că vor merge foarte mult bani de pe autoritățile locale. A fost anunțat până acum atât de Roma? Nu, dar momentan nu s-a făcut o rectificare care să privească autoritățile publice locale. S-a spus premier, a spus că mare parte din banii astea merg merg la ministere. Deci ultima rectificare care s-a făcut a fost o rectificare între ministere. La primării, deci singurii bani care vin pentru învățământ și pentru handicap. Mă bucur că la vârsta dumneavoastră încă mai credeți în Moș Crăciun și în promisiunile guvernanților și a primului ministru. Mulțumesc! Da. În sensul că nu înțeleg întrebarea. Partea administrativă vi se pare că sunt mulți sau jucători mulți sau jucătoare sunt sau... Sportivi sunt sportivi. Am înțeles. E conform organigramei, eu nu înțeleg care ar fi rostul unui... Și aici în primărie, facem o conferință să aducem toți angajații din primărie? Nu... Adică nu văd. O conferință de prezentare a activității, aia se poate face.
eventual acum, la sfârșitul anului, o conferință de bilanț, nu văd o problemă. Da, e bine și așa. Da? Ok. Sigur, sigur. E... Ok, în regulă. Ați amintit că veți umbla la amenzi, ce sens vor crește, puteți să dați ceva exemple ca să înțeleagă telespectatorii. Deci, în momentul de față, prin hotărâre de Consiliul Local, stabilim cuantumul unor amenzi în funcție de prevederile legale, care dau un minim și un maxim. Sigur că sunt anumite categorii de abateri pe care eu mi le doresc sancționate mult mai drastic, pentru că altfel nu vom putea disciplina niciodată pe cei care sunt certați cu legile bunului simț. Însă, de asemenea, tot aceste prevederi legislative, chiar dacă ne dau posibilitatea să aplicăm o amendă mai mare, prin această prevedere, plata în termen de 48 de ore se face la minimul prevăzut de lege. Deci degeaba punem noi o sancțiune, nu știu, dau un maxim care e 2500 de lei, dacă el are prevăzut amenda de la 100 la 2500 de lei, va plăti întotdeauna în 48 de ore jumătate din minim, deci 50 de lei. Am solicitat, v-am spus astăzi, să-mi pregătească sancțiunile care sunt prevăzute prin hotărâre de Consiliul Local și în funcție de aceasta, pentru acele tipuri de încălcări ale normelor de conviețuire socială, vom încerca să mergem spre partea maximă a acestor amenzi. Dar veți pleca de la menținerea curățenii? Vă dați seama că, în primul rând, cele care ne deranjează cel mai mult, consumul de alcool în locurile de joacă, distrugerea locurilor de joacă, mâncatul semințelor în locul de joacă, depozitarea deșeurilor pe terenurile de pe raza administrativă a municipiului Roman. Sunt lucruri care, distrugerile și așa mai departe, trebuie să avem la îndemână o serie de pârghii care să permită descurajarea unor astfel de comportamente. Știți, facem programul iluminatului ornamental. Când va porni și dacă puteți să ne dați câteva detalii prin achiziții, ce vor vedea în nou Romașcani? Da, în momentul de față, ceea ce privește iluminatul stradal, mi-aș dori ca pe data de 30 noiembrie să pornească acest iluminat, având în vedere că 30 noiembrie este și o zi de sărbătoare și o zi liberă în același timp. Ca elemente de noutate, am achiziționat și în ceea ce privește iluminatul din părculețul din fața primăriei plus iluminatul primăriei, o serie de elemente noi, plus segmentul cuprins între semaforul de la Pascal și Doi Măgari, care este cu elemente noi. Și vom încerca, în limita resurselor financiare, an de an, o anumită sumă de bani să o investim în astfel de elemente noi, astfel încât să avem... Va fi o concentrare aici în părculeț, în cont că va fi și facilitatea. Da, dar în părculeț și la primărie vom porni după data de 15 decembrie, atunci în preajma sărbătorilor de Crăciun. Ați putea face o apreciere a activității, ținând cont că a fost ultimul meci al CSM-ului, sunt voci pro, contra, dar partidele se câștigă, să fie a anului competițional 2017. Nu am făcut încă o astfel de analiză. Sigur că îmi doresc să fac, în primul rând, o discuție atât cu personalul administrativ cât și cu cel tehnic de la CSM Roman în ceea ce privește ambele discipline sportive în care suntem angrenați, așa este și normal, și nu trebuie niciodată să facem deosebiri între sporturile pe care Primăria Municipiului Roman le finanțează. Adică niciunul nu e mai important decât celelalte, ambele sunt cu reprezentativitate pentru municipiul Roman și ne bucurăm de fiecare dată de succesul pe care îl are fiecare dintre cele două echipe, cât la fel de mult ne doare și ne deranjează și înfrângerea.
Însă sportul este sport până la urmă, de aia este și așa de frumos, uneori îți oferă satisfacție, alteori suferință. Trebuie din fiecare experiență să învățăm câte ceva și să nu ne raportăm doar la un meci, ci trebuie să privim și să analizăm un sezon pe ansamblul său și până la urmă, la finalul unei competiții, să vezi dacă te încadrezi în obiectivul pe care ți l-ai propus sau nu. Și iarăși un principiu pe care trebuie să-l înțelegem cu toții, sportul până la urmă și performanța în sport se face cu bani. În continuare, din păcate, din partea Consiliului Județean nu au venit încă răspunsuri la solicitările pe care noi le-am făcut și vom continua să facem aceste demersuri. Chiar voi avea din nou discuții personale cu domnul președinte al Consiliului Județean pentru a înțelege necesitatea unui sprijin în ceea ce privește sportul de performanță de pe raza municipiului Roman, pentru că dacă e să ne raportăm la nivel de județ, practic județul Neamț este reprezentat foarte bine din punct de vedere sportiv, atât în Liga Națională prin echipa de handbal, dar cât și în eșaloanele inferioare, dar până la urmă din județ CSM Roman, din punct de vedere al fotbalului, este în competiția cea mai înaltă ca și reprezentativitate și ne bucurăm cu toții când se aude de județul Neamț, municipiul Roman, județul Neamț, dar pentru acest lucru trebuie să și susținem performanța. Nu ne-ați mai spus nimic de statul iorare sau în cel bun, ce răspunsuri mai aveți? Nu am primit încă un răspuns final de la Ministerul Culturii. Când a fost acea ședință a comisiei, l-am rugat pe domnul deputat Leoreanu să fie prezent, a fost prezent, a susținut punctul de vedere al municipiului Roman, însă până acum nu am primit niciun răspuns de la această comisie. Așteptăm. Vom căuta o altă soluție, însă până nu vom... Un răspuns oficial va trebui să primim în funcție de maniera în care ni se răspunde pozitiv sau negativ, vom ști ce avem de făcut mai departe. Legat de generatorul, că tot acolo e de amplasat, presupunea. Când veți anunța oficială? Sunt gata toate lucrările? No. Mai durează, pentru că sunt o serie de lucrări care trebuie efectuate și în ceea ce vește proprietățile private, atât spre Dedeman, cât și către cealaltă societate. În momentul de față, pe noi ne interesează ca din punct de vedere al semnalizării să fie cât mai bine evidențiat. Sperăm ca până miercuri elementele noi de semnalizare pe care le-am achiziționat să le montăm, mai ales având în vedere faptul că vine această perioadă cu ceață și, v-am spus, interesul nostru este ca până la urmă să facem tot ceea ce ține de noi ca și autoritate publică locală pentru semnalizarea acestui sens de girație. Însă, în același timp, există și o obligație a conducătorilor auto de a respecta viteza legală, care spune că în apropierea unui sens de girație... Au spus că nu se potrivește cu zona și că ar sta cu spatele la municipiul Roman. Deci nu a existat o chestie foarte, foarte clară. Da. Nu a existat o motivație foarte, foarte clară, ci doar au spus că din punctul de vedere al culturii nu s-ar potrivi o astfel de statuie. Noi am făcut o revenire la acea adresă pe care am făcut-o prima dată și am venit cu argumentele. Pe de o parte, faptul că Alexandru cel Bun este întemeietorul episcopiei de la Roman. Mai mult decât atât, există și o simetrie cu celălalt sens de girație de la poarta sud, acolo unde se află Ștefan cel Mare, și sperăm ca toate aceste argumente să fie în favoarea amplasării acestei statui. Ștefan cel Mare stă ilegal acolo. Nu stă ilegal, ci a fost... Deci în momentul în care a fost montată acea statuie, nu existau prevederi legislative care există astăzi. Nu, din cadrul Ministerului Culturii. Vreau să vă spun că vicepreședintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților este deputatul
E o chestie care ține de Ministerul Culturii și nu de Parlament. Sigur, dar Comisia de Cultură din Parlament are legătură cu Ministerul Culturii. Mai mult sau mai puțin? Înseamnă că nu și-ar mai avea. Eu cred că mai puțin. Întrebare care e legată de administrație. Veți merge cu o delegație de seară la manifestare la Piața Neamț? De la Român vor participa? Da, dar așa cum v-am obișnuit, prefer ca discuțiile legate de politică să le facem în altă parte și la primărie doar cele administrative. Doar dacă am înțeles, da, voi fi prezent acolo cu un număr de colegi.